suntem de la Edit Media și oferim serviciul Flori pentru tine. Serghei, te felicităm cu ziua de naștere, îți urăm mulți ani și multe bucurii în casa ta și în familie. Bunăstare, înțelegere, multă dragoste și fericire. Am venit la voi cu o surpriză. Această surpriză noi nu te punem la încercare ca să ghicești din partea cui, pentru că de acum am înțeles că ai văzut cine sunt autorii acestei surprize, așa? Da, mulțumesc mult. Vreau să-i mulțumesc părinților, cred că din partea lor, la surorii. Nu am așteptat așa ceva. Înțelegem că este într-adevăr o surpriză pentru tine, tu n-ai știut, părinții au venit aici să te felicite, ne-au spus că sunt foarte, foarte bucuroși, că în sfârșit de ziua ta tu ești acasă, ești împreună cu familia ta și ei vă doresc tot binele din lume. Această floare este pentru tine, un coș cu fructe și o tortă este pentru masa de sărbătoare, cu siguranță astăzi vei mai avea oaspeți. Și dăm citire mesajului care ne-au rugat părinții să-l transmitem pentru tine de ziua ta. La mulți ani, scumpul nostru, fecioraș și frate, ne bucurăm foarte mult că în sfârșit anul acesta ești acasă de ziua ta și avem posibilitatea să te felicităm și să-ți spunem la mulți ani mai deosebit. Deseori îți ducem dorul, dar cel mai mult ne rugăm să fii sănătos și să fii fericit în familia ta. Noi mereu vă vom susține și ajuta cu ce putem. Să nu uiți niciodată că ești tot ce avem mai scump. Ești viața noastră și azi de ziua ta suntem cei mai împliniți părinți. Să-ți fie viitorul luminos, să te bucuri de viață, să ai de toate ce te face fericit. Și, cel mai important, mențineți flacăra iubirii dintre voi, căci o dorință a noastră e să ne aduceți nepoței. Mulți ani fericiți și norocoși, scumpii noștri! Acest mesaj este semnat de părinții tăi, Serghei, Ion și Raisa, sora Tatiana, cumnatul Maxim, nepoții Artem, Maxim și Jasmina. Te cuprind și îți urează mulți, mulți ani înainte. Ia de acum. Vreau să le mulțumesc la părinți, la soară, la cumnat și emoții la mari. Și normal să trăiești așa emoții frumoase, pentru că știi că și părinții tăi au emoții, dar alături de tine este soția, care cu siguranță te susține în toate și îți spune la mulți ani. Scumpul nostru, nu ne-am așteptat de așa o surpriză din partea la părinți, o surpriză neașteptată foarte, dar azi e ziua taia și aș vrea să doresc mult, mult sănătate, în primul rând, și îți mulțumesc într-adevăr, anul ăsta ești acasă, ești lângă noi, ești lângă mine, îți mulțumesc mult că ești, că existi și îți doresc numai, nu știu, tot binele din lume și Domnul să te păzească mereu. Mulți ani fericiți vă urăm și noi. Astăzi este ziua mea. An de an a fost așa. Toți prietenii mei știu că sunt vesel și am să fiu. Anii câți am adunat într-un sac i-am aruncat și pe apariul lui am dat drumul sacului. Ziua trece, anul trece, ca și omul trecător. Hai cu mine și om tot trece, toată noaptea până-n zori. Cântă, cântă-mi lăutare, să se rupă corzile. Te-am chemat la o zi mare, ziua de petrecere. Petrecerea mea, mâine-i ziua altuia. Viața trece, nici nu știi, fă-i pe voie inimii. Cântă, viața s-o trăiești, doar așa-n tinerești. Cântă, toarnă-ți în pahar, să uiți de dor și amar. Ziua trece, anul trece, ca și omul trecător. Hai cu mine și-o-mi petrece, toată noaptea până-n zori. Cântă, cântă-mi lăutare, să se rupă corzii.